Bună, săgetător, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 27 noiembrie, 3 decembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce aduce. Îți ofer și un ritual pentru luna plină din Gemeni. De asemenea, clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Dragi săgetători, în primul rând este o săptămână puternică pentru voi. O săptămână în care se întâmplă multe lucruri, apar tot felul de schimbări, pot apărea și provocări, bineînțeles, nimeni nu zice că nu, dar ce vreau să menționez este faptul că este o săptămână în care totul începe cu o lună plină în Gemeni. Lună plină în Gemeni care e destul de agitată, e destul de ciudată, ca să fiu sincer acum, pentru toată lumea, nu e cel mai bun moment din lume, dar asta este. Este o lună plină care activează axa 1-7 pentru tine, este o axa relațiilor, știi și tu asta. Lilith e implicată în toată povestea, Marte la fel, Saturn la fel, deci e un moment clar de rupere, da? E un moment de transformare și foarte mulți săgetători, fie, nu știu, treceți printr-o perioadă în care intrați în contact cu extraordinar de mulți oameni, doar că vă dați seama că nu toți oamenii ăia trebuie să și rămână în viața voastră, da? Câțiva rămân, alții pleacă. Pe de altă parte, dragi săgetători, luna asta plină pentru voi e foarte bună, ca să zic așa, pe a vă rezolva tot felul de chestiuni legale. Acum, dacă ești săgetător și poate ești într-o relație în care lucrurile nu prea mai funcționează, să știi că aici se pot rupe lucrurile. Lucrurile se rup tocmai pe ideea aceasta de valoare personală, de bani, da? Acolo se întâmplă multe lucruri. Poate unii vă dați demisia, poate v-ați dat deja demisia, alții vă gândiți serios să ieșiți din anumite relații toxice, de ce nu? Iar alți săgetători sunteți foarte prinși pe ideea aceasta de divinitate, sunteți foarte prinși pe ideea aceasta de a transforma ceva. Pentru că, na, sinceră să fiu, este o perioadă în care și voi veți fi destul de puternici, da? Și voi veți fi destul de nu neapărat agresiv, cât ascuțiți la limbă, na, o să spuneți așa lucrurilor direct, da? Poate sunt oameni în jurul vostru care nu au un scop anume, oameni care mint sau oameni care una spun și alta fac, persoane care nu au un scop anume în viață și unii săgetători acum atât vă trebuie și spuneți gata, uite, ăsta e scopul, pe acolo mergem, idealul ăsta trebuie să-l ai. Alții poate, așa cum am zis, luați voi decizii privind relațiile voastre, dar norocul pentru tine vine din toată povestea asta pe o moștenire, pe planul spiritual, pe o bancă, o pensie, o bursă, un partaj și așa mai departe. Da, acum ce să facem, la cum e luna asta plină, sincer, sper să fie ok lucrurile la nivel mare, da? În general în lume. Apoi, avem intrarea lui Mercur în Capricorn pe 1 decembrie și Mercur stă acolo o perioadă bună, o să și retrogradeze, dar momentan, Mercur acolo în Capricorn pe tine te ajută să comunici mai mult despre banii tăi, să-ți negociezi mai bine un contract, să discuți mai mult despre poziția ta în societate, despre poziția ta în fața celorlalți, despre valoarea pe care tu o ai. Și mai văd și săgetători care fie dați bani pe niște drumuri, da, pe o călătorie, fie alții începeți să învățați mai multe lucruri despre bani și despre valoare, despre apreciere. Acum, spre final de săptămână sunt niște discuții foarte tranșante pentru voi, privind o sumă de bani, privind o casă, privind partenerul de viață. Pot fi chestiuni legate de datorii care apar sau, cine știe, pentru unii săgetători, poate să fie un moment în care luați niște hotărâri acolo importante. Spre final de săptămână, da, Venus, da, se cam ceartă cu Pluto și nu prea arată bine. Oricum ar fi,
toată săptămâna aceasta vezi că vei întâlni femei din trecutul tău. Pot fi foste prietene, pot fi foste colaborări, foste iubiri pentru alți săgetători, dar aici trebuie să fiți puțin atenți pe bani spre final de săptămână. Pe bani, pe valoarea voastră, pe iubire. Aici pot apărea niște lucruri ciudate. Hai să vedem ce zic și arhanghelii pentru săgetător, săptămâna 27 noiembrie, 3 decembrie. Ce trebuie voi să cunoașteți? Hai să vedem, săgetătorii, săptămână puternică. A ieșit mesajul pentru tine și avem prietenul perfect. Numerele importante pentru tine în această săptămână sunt 3, 4, 7, 34. Culorile importante: albastru, mov, roșu, auriu și văd aici doi prieteni, da? Sau un cuplu format din două persoane. Fie cuplul ăsta are un rol important în viața ta, fie prietenia dintre tine și cineva devine din ce în ce mai important. Poate este prietenia dintr-o iubire sau o prietenie care se transformă în iubire, că se întâmplă lucruri. Arhanghelul Racuiel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Foarte frumos! Deci este o săptămână în care dai dovadă de prietenie față de cineva sau cineva își dovedește prietenia în legătură cu tine și de asemenea poți să primești niște sfaturi bune sau poate tu ești persoana care oferă niște sfaturi cuiva. Să vedem, dragi săgetători, mesaje din partea tarotului pentru tine, ce trebuie să cunoști pentru săptămâna aceasta, 27 noiembrie, 3 decembrie. Hai că până la urmă se activează o axă a relațiilor. O axă a relațiilor. Se închide o relație, nu știu, cu un părinte, cu un șef, cu partenerul de viață, cu cineva anume. E ceva important. Ceva ce a început, repet, acum jumătate de an și acum ajunge la final, cum s-ar spune. Se clarifică situația și vedeți și voi, ori împreună, ori separați, ori mergeți pe alt drum. Bun. 3 de spade, 2 de monede. Da, e o persoană aici care încearcă să se împartă între două direcții într-un mod egal și nu prea iese acest plan. Pe de altă parte văd ceva legat de o rivală pentru unii săgetători, dar și un moment în care vă dați și voi seama că e cazul să abordați lucrurile mai serios. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în această săptămână și e ceva legat fie de o mașină, fie de un drum. În general, drumurile sunt importante pentru tine, poate îți programezi o călătorie împreună cu cineva, pentru alți săgetători poate să fie o săptămână în care într-o relație lucrurile încep să se desfășoare altfel, reușești să pleci dintr-un loc în care nu ți ajungeau banii sau nu erai bine plătit. Regele de monede la baza manifestărilor tale, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar este și o săptămână în care tu vei da dovadă de stabilitate. Vei fi o persoană pe care ceilalți se pot baza, însă văd clar un bărbat sau o persoană care are un rol foarte important în viața ta în această săptămână. 3 de monede în inima ta, deci studiezi ceva, analizezi o situație. Poate să fie un moment pentru unii săgetători în care reușiți să aranjați ceva prin casă sau studiați o problemă legată de casă, de familie. Înveți ceva, nu știu, împreună cu un prieten sau pui un prieten să te învețe ceva anume. 9 de spade în mintea ta, tot felul de gânduri pe care le ai. Este o săptămână în care poate ai o activitate mentală intensă, poate te stresezi în legătură cu această nouă etapă care văd eu aici că se deschide. Poate nu știi multe lucruri și atunci vrei să vezi exact cum o să fie. Justiția, o legătură cu zodia Balanță. E, justiția aici să știi că vorbește despre o decizie importantă pe care cineva o ia privind niște acte, privind o relație, poate semnezi un contract sau în sfârșit primești un răspuns pe care tu l-așteptai de mult timp. Asul de cupe.
Cineva are sentimente sincere față de tine, însă văd că unii săgetători puteți să cunoașteți persoane noi în săptămâna aceasta, puteți să vă faceți prieteni noi. Văd o persoană aici care este foarte echilibrată, cineva care nu se aruncă cu capul înainte. Este o persoană care încearcă pe cât posibil să te liniștească sau să te ajute în această situație. E cineva care cumva încearcă să ia o decizie în așa fel încât să fie bine pentru ambele părți, pentru ambele direcții. Patru de spade avem aici. Patru de spade care îmi spune despre faptul că unii săgetători poate vă aflați într-o vacanță, într-un concediu. Alții, săptămâna aceasta, vă faceți tot felul de planuri, da? E ca și cum voi vă stresați, dar cineva e foarte liniștit, e foarte relaxat. Mai văd și o persoană care se gândește serios la o călătorie împreună cu tine, la zona sărbătorilor, sau cineva care se gândește serios să ia o decizie în ceea ce te privește. Da? Dragi săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Te îmbrățișez, să ai o săptămână superbă!